Săptămâna trecută a fost una dintre cele mai geroase din ultimii ani în Republica Moldova. Cel puțin două persoane au decedat după ce au înghețat, iar zeci de oameni s-au ales cu degerături și hipotermie. La grea încercare au fost puși și angajații instituțiilor de intervenție, implicați în înlăturarea consecințelor viscolului. Una dintre victimele gerului este un bărbat de 51 de ani. El a fost găsit fără semne de viață duminică dimineață pe o stradă din Chișinău. Autoritățile susțin că era un om al străzii și ar fi înghețat de frig. Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite după efectuarea expertizei medico-legale. Săptămâna trecută, în Republica Moldova s-au înregistrat temperaturi minime de până la minus 17 grade Celsius. Au fost cel puțin 60 de solicitări la 112, iar cei care au sunat au avut nevoie de ajutorul medicilor după ce au suferit din cauza temperaturilor scăzute. Săptămâna trecută, 13 oameni au fost aduși la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, 8 cu degerături și 5 cu hipotermie. 4 sunt și astăzi internați la spital. Pacienții diagnosticați cu degerături sunt internați și unii dintre ei chiar necesită intervenție chirurgicală. O parte dintre ei, pacienții care sunt internați cu astfel de diagnostic, sunt oameni care își petrec mare majoritatea timpului pe străzile din Chișinău, dar o parte au fost găsiți în casă, iată, cu hipotermie. Au avut o săptămână complicată și echipele de intervenție. Peste 80.000 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma nisorilor puternice. Cea mai gravă situație a fost în raioanele de nord și centru. Angajații celor doi furnizori de energie electrică au lucrat la capacitate maximă. A fost mobilizat tot personalul întreprinderii, de asemenea al întreprinderilor antreprenoare care prestează servicii pentru compania Premier Energy Distribution, dar au fost activități foarte complicate în condiții de precipitații, frig, vânt puternic, cu acces dificil în câmp la instalațiile electrice. Și Apa Canal Chișinău a suplimentat numărul de angajați pentru a putea interveni mai operativ. Ne îmbrăcăm mai călduroși, ne mai schimbăm, avem condiții de uscat haine, avem cizme, avem haine de toate cele și ne sprăjim. Ne schimbăm unul, vine altul și ne ajutăm unul pe altul. Săptămâna trecută, angajații de la Apă Canal au avut peste 300 de solicitări. Este foarte complicat să lucrezi la minus 17 grade. Vă dați seama, în momentul în care trebuie să se steze apa, se produc și unele avarieri de apeduct. Oamenii, la modul practic, își udă hainele, îngheață de frig. Pentru a face față acestor provocări, noi am suplinit numărul de muncitori, astfel încât ei au lucrat mai puține ore. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Sat, de miercuri vremea se va încălzi semnificativ în Republica Moldova. Vor fi până la plus 6 grade Celsius ziua. Noaptea temperaturile vor oscila între 0 și minus 5 grade Celsius.